Știai că Vlad Voiculescu stă la masă cu Mafia Pharma, căreia i-a dat 1 miliard de euro ilegal. Acesta este urmărit penal pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave în dosarul achiziției de vaccinuri anticovid. Foarte interesant este însă faptul că, deși este urmărit penal în momentul de față, Vlad Voiculescu și-a găsit un loc foarte eligibil pe lista de la europarlamentare.